tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. A citit în limba română Livia. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau ușii în coade, de când se luau de gât lupii cu miei, de se sărutau înfrățindu-se, de când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești, de când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și, voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A umblat pe la vraci și filosofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii, dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape, un uncheaș dibaci a trimis să-l cheme. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat, deci, împăratul și împărăteasa și, luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și, totodată, le-a zis: "Bine ați venit sănătoși, dar ce umbli, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta," zise împăratul, "ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai." "Am," răspunse uncheașul, "dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el." Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și, peste câteva zile, împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. "Taci, dragul tatei," zice împăratul, "că ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat." Și alte multe dal de astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: "Taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte." Atunci copilul tăcu și se născu, iar slujitorii deteră în timpine și în surle, și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai isteți și mai îndrăzneți. Îl deteră pe la școli și filosofi și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună
astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise: Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis: Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit, atunci a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă, ziceau boierii, tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț, un cal răpciugos și bubos și slab se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise: Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai pui mâna pe mine un voinic. Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise: Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău, iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat prevătaful curții și a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine, spre a-și alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tatânei său de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și, după 6 săptămâni, izbuti a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el. Destulă muncă avu, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite,
odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase întocmai cum îl fătase măsa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi. Văzându-l făt frumos astfel, îi zise, de azi în 3 zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi, te poruncești, îi răspunse calul. A 3-a zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul ce-și alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinteni calului, ieși pe poartă ca vântul, și după dânsul, carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași, pe care-i orânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul, și apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul, să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghionoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe care nu-i asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Se deteră spre odihnă, dar pândea când unul, când altul. A 2-a zi, când se revărsa ziorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos înșeuă și înfrână calul și Kinga o strânse mai mult decât altădată și porni, când auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi zise, ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie ghionoaia. Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea, iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și, făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și, când era gata a o lovi cu a 2-a săgeată, strigă ea, stai, făt frumos, că nu-ți fac nimic! Și văzând că nu o crede, îi dă-te un scris cu sângele său. Să-ți trăiască calul, făt frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cuteza să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumes a o face, de-abia au ajuns
până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Se duseră acasă la dânsa, unde Gheonoaia ospătă pe făt frumos și-l omeni ca pe un călător. Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar Gheonoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstra în traistă, îl puse la loc și îndată se vindecă. Gheonoaia, de bucurie, ținu masă 3 zile, dar rândul, și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele 3 fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise, cu calul care îl ai și cu vitejia ta, crezi că ai să izbutești. După 3 zile, se pregătirea de drum și porni. Merse făt frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fu de trecu peste hotarele Gheonoaiei, dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal, de ce este iarba pârlită? Și calul îi răspunse, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu Gheonoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc, blestemul părinților le-a ajuns și de-aia s-au făcut lighioi, așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică, nevoie de cap, vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este năcăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa și, vind s-o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sora sa și are 3 capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine dici de dimineață să fim gata. A doua zi se pregătiră, ca și când ajunsese la Gheonoaia, și porniră. Când auziră un urlet și o vâjietură, cum nu mai auziseră ei până atunci. Fii gata, stăpâne, că iată se apropie zgripsoroaica de scorpie. Scorpia cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute. Iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam pe de o parte. Văd frumos, o săgetă și îi zbură un cap. Când era, se-i mai ia un cap. Scorpia se rugă cu lacrimi ca să o ierte, că nu-i face nimic. Și, ca să-l încredințeze, îi dăte înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât Gheonoaia. Iar el îi dăte și dânse înapoi capul ce îl luase cu săgeata, care le se lipi îndată cum îl puse la loc, și, după 3 zile, plecară mai departe. Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori, și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul îi zise, trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne, mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este îmbonjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele
cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe foarte. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă să ne silim, dacă om putea, să sărim pe deasupra. După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise: Stăpâne, strânge Kinga cât poți de mult și încălecând, să te ții bine și în scări și de coama mea, picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zăticnești în zborul meu. Se urcă, făcu probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurei și sunt adunate toate în curte. Să trecem! Să trecem, răspunse Făt Frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul va. Trecură pe deasupra pădurii și, tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copaci și, deodată, toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, deci se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsară în jos. Și de nu era doamna palatului afară, dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea ligionile din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit, îi scăpă ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsă. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare. Cum o văzu Făt Frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: Bine ai venit, Făt Frumos! Ce cauți pe aici? Căutăm, zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce ziseși, aci este. Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor. De puteau îmbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aci înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse, șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să-i mai zică odată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul ce aceea și căuta. Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce păți până să ajungă la dânsele. Și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi dătără voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi, numai pe o vale. Pe care o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el, și spuseră că acea vale se numea
Valea plângerii. Petrecu acolo vreme mitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr, ca și când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale, se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată, cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurile, se întorcea acasă. Când, ce să vezi, dumneata, deodată îl apucă un dor de tată său și de mumă sa. Nu cuteză să spuie femeilor măestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedea întrânsul. Ai trecut, nefericitule, în valea plângerii, îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac astă neghiobie, și acum mă topesc de-am picioarele de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dar, să-mi mai văz odată părinții și apoi mă întoarce ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-a fost în stare să-i potolească dorul părinților, care-l usca pe de-antregul. În cele mai de pe urmă, calul îi zise, dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-o, cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas. Așa să fie, zise el. Se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și, după ce-și luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrămile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe, pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă preunii și prealții despre scorpie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunilor auziseră de la străbunilor povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta? Le zicea făt frumos. Mai alaltăieri am trecut pe aici. Și spunea tot ce știa. Locuitorii râdea de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Ghionoaiei,
făcu întrebări ca și la moșia scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea domiri el, cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile. Și iarăși supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse la împărăția tătânei său. Aici alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă, ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise: rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și aide-mi. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palaturile dărâmate și cu buruie crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi căta să-și aducă aminte cât era odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce-i aducea aminte cele trecute, grajdul în care găsise calul, se pogorâ apoi în pivniță. Gârliciul căreia se astupase de dărâmăturile căzute, căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise: bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam. O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlii în chichiță, și căzu mort și îndată se și făcu țărână. Iar eu încălecai poșa și vă spusei dumneavoastră așa. Sfârșitul basmului, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu.